La Alba Iulia au început astăzi lucrările Simpozionului Național de Martirologie, aflat la cea de-a 10-a ediție. Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Alba Iuliei, Muzeul Național al Unirii și Facultatea de Teologie Ortodoxă, în colaborare cu Mănăstirea Sfânta Cruce a Iud. Manifestarea științifică reunește 18 cercetători preocupați îndeaproape de studierea fenomenului martiric din închisorile comuniste și de cultivarea memoriei victimelor acestui regim. Simpozionul se desfășoară anul acesta sub genericul Memorie și rezistență, ipostaze ale represiunii politice în România contemporană. Lucrările au fost deschise în paraclisul universitar Sfinții Trei Ierarhi prin oficierea slujbei de Tedeum. Sesiunea de comunicări științifice s-a desfășurat în continuare în aula Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Este important ca într-o societate contemporană să păstrăm vie amintirea unor oameni care au trudit, s-au chinuit sau și-au dat viața pentru credință și pentru libertatea poporului nostru. Îi pomenim, le reamintim evenimentele importante din viața lor, cât și scrierile în studii științifice publicate în fiecare an în volum consacrat. În prima parte a simpozionului am avut prezentări cât se poate de expresive care aduc în atenția publicului și fac o abordare interdisciplinară asupra tematicii, nu, referitoare la perioada comunistă, și dacă în prima parte profesorul universitar George Enache a făcut o teoretizare, o privire teoretică asupra subiectului sfințeniei în perioada comunistă, apoi părintele Demostene Iancu, directorul Arhivelor Sfântului Sinod, a prezentat povestea reintegrării părintelui Dumitru Stăniloae de după eliberarea din detenție, iar doamna profesoară Emanuela Ili a făcut un exercițiu asupra memorialisticii Adrianei Georgescu dintr-o perspectivă literară asupra temelor literare ale memorialisticii de detenție, iar în cele de urmă l-aș aminti pe părintele Jean Nicolae, care a adus în prim plan figura părintelui Ioan Iovan și episcopului Nicolae Popovici. Prin organizarea acestui simpozion național de martirologie, ne propunem să contribuim la consolidarea și promovarea conștiinței martirice în societatea de astăzi. Suntem convinși de faptul că biserica noastră este plină de sfinți, iar Patriarhia Română a demarat un proces de canonizare pentru anul 2025 a unor mărturisitori cuvioși din temnițele comuniste. Simpozionul reunește profesori, studenți și cercetători de prestigiu din întreaga țară. M-a bucurat enorm această invitație pentru că am reușit să vorbesc despre imaginarul traumatic și corporalitatea maladivă în memorialistica Adrianei Georgescu. Una dintre mărturiile feminine care au anunțat în mic, într-o perioadă deosebit de tulburată, marile obsesii, problemele de substanță care îi vor atrage pe cercetătorii fenomenului acestuia, care nu încetează să ne strânească și fiori, dar și epifanii dintre cele mai autentice. Trecutul acesta trebuie cultivat, trebuie mărturisit și trebuie reamintit de fiecare dată. Iar lucrul acesta se face în aceste zile în compania unor aleși cercetători și a unor persoane care au cunoscut în mod nemijlocit acest trecut și l-au trăit. La eveniment participă și Niculina Moica, fost deținut politic. La 15 ani și jumătate, în 1959, Nina, așa cum era alintată, era închisă pentru că împreună cu alți colegi de generație înființase Uniunea Tinerilor Liberi. E minunat ce se întâmplă aici. Mă bucur că se întâmplă asemenea simpozioane, pentru că e bine să se vorbească despre detenția politică, deoarece noi suntem din ce în ce mai puțini, suntem spre sfârșitul vieții noastre în general și sunt printre ultimii deținuți politici și mă bucur că se menține această dorință de a se transmite mai departe ceea ce s-a întâmplat în România în perioada comunistă. Tot astăzi a fost vernisată expoziția Universuri carcerale, poezia închisorilor comuniste, o colecție de peste 100 de poezii scrise în detenție, în penitenciare sau în lagăre de muncă. Manifestarea va continua mâine la Mănăstirea Aiud și se va încheia duminică la același așezământ monahal, atunci când în al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va oficia Sfânta Liturghie.